Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată închinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumim mult pentru strădania de a vă afla aici în această seară, când vom încerca să evocăm din câteva perspective dimensiunea creștină a jertfeniciei românești în anii prigoanei comuniste. Eu mi-am propus în deschidere să pornesc de la elementul cel mai concret. O carte proaspăt apărută la Editura Cristiană din București, Dumitru Bacu, Pitești, Centrul de Reeducare Studențească. Aș vrea să pornim de la acest caz concret și cutremurător al Piteștiului, caz unic în tot universul concentraționar din fostul lagăr comunist. Apoi, prietenul Claudiu Târziu va insista asupra unei personalități cu totul deosebite, Părintele Gheorghe Calvin Dumitreața, care a trecut pe la Pitești și care, în general, în existența lui, a măsurat distanța, să spunem, între iad și rai, probabil unul dintre cazurile cele mai spectaculoase de cădere și de înălțare, un destin, aș îndrăzni să spun, paulinic. Și apoi, prietenul Radu Preda va trage niște concluzii mai generale și va pune acest fenomen al rezistenței românești în închisori în contextul mai larg al încleștărilor creștinismului cu provocările secolului 20 și, în general, ale contemporaneității. Cartea lui Dumitru Bacu e importantă pentru că și am scris lucrul acesta pe coperta finală. Așa cum s-a spus despre mari prozatorii ruși ai secolului al XIX-lea, că se trag cu toții din mantaua lui Gogol. Așa se poate spune despre toată literatura mărturisitoare a închisorilor, că se trage cumva din această carte a lui Dumitru Bacu. Dumitru Bacu își publică cartea în 1963 în Spania, la Madrid. 1963, când încă nu fusese lichidate închisorile comuniste și situația generală a venit în anul următor, în 1964, a definitor politici. Iar la Aiut, sub bagheta diabolică a coronelului Crăciun, încă era în plină desfășurare celebra reeducare, partea finală a reeducării. Pitești a reprezentat faza inițială, probabil cea mai dură. Faza finală de la Aiut a fost o parte care n-a mai fost marcată de duritățile fizice și mai ales de marea perversiune morală. Dar o să revenim asupra acestor etape ale reeducării, care sunt foarte interesante și, în acest sens, v-aș recomanda o altă carte de curând apărută la Editura Cristiană din București, a profesorului Constantin Stan, se numește chiar Crucea Reeducării. Este o poveste a reeducării în toate închisorile comuniste, de la primele tentative, care au avut loc la Suceava în 1948, trecând până momentul acesta groaznic al Piteștiului, care rămâne totuși unii, poate numai la ghel, la imediat după ce la Pitești s-a încheiat experimentul, a mai fost o prelungire la fel de monstruoasă și, pe urmă, încet, încet, reeducarea a luat alte forme. Dar reeducarea a continuat până la lichidarea închisorilor, până în 1964. Iar faza ei finală a fost aceasta de la Aiud. Profesorul Stan, în cartea lui, descrie nu numai ce s-a întâmplat în fiecare închisoare în parte, dar care au fost tipurile acestea de abordare a lucrurilor la care a recurs puterea comunistă în diferitele etape istorice ale fenomenului concentrațional. Pentru fenomenul acesta
așa cum a fost el finalizat la Iud, o altă carte apărută tot la editura Cristiana și Flăcăriană, vă recomand călduros, este cartea unui mare poet al închisorilor comuniste, încă în viață, Demostene Andronescu, care a scris un volum memorialistic, Reeducarea de la Iud, care este extrem de important pentru că nu este numai pură factologie, ci încearcă să afle, mă rog, să meargă până la cauzele fenomenului. Sunt foarte fine analize istorice, psihologice, ale unui om care nu vorbește din auzite sau din informare bibliografică la rece, din arhive, ci chiar a trăit lucrurile acestea pe pielea lui. Dar ne întoarcem la cartea lui Dumitru Bacu, spuneam, acest deschizător de drumuri a literaturii închisorilor. El însuși fost deținut politic. Dumitru Bacu a făcut închisoare politică din 1949 până în 1956, 7 ani, dar nu a trecut fără Putești. A avut șansa aceasta de la Dumnezeu să nu treacă prin Pitești. A fost la Iud, a fost la Jilava, a fost la canalul Dunărea Marea Neagră, a fost o vreme și la Gherla, unde cumva s-a încercat o continuare în imediat a fenomenului Pitești, dar n-a durat mult. S-a întâmplat însă altceva. Dumitru Bacu i-a întâlnit în închisoare pe foștii piteștei, oameni care trecuseră și făcuseră de la un capăt la altul această experiență. Pitești a durat ca experiment între 1949 și 1951, numai 2 ani, dar au fost ani groaznici. Și pe urmă s-a încercat în 1952, 53 deja se poate vorbi de lichidarea acestei prime faze a reeducării, de continuare la, în închisoarea de la Gherla, unde s-a aflat și Dumitru Bacu. A stat de vorbă cu oameni care au trecut prin Pitești, oameni foarte greu de abordat, care foarte greu își dădeau drumul la mărturie, oameni puternic marcați și care au fost marcați nu numai înainte de închisoare, pentru că i-au mai făcut și până la sfârșitul zilei lor, această experiență cumplită, dar încet, încet, trăgându-i de limbă pe fiecare, a reușit să pună cap la cap relatările, a obținut un scenariu extrem de coerent și îl putem judeca astăzi ca atare, când știm multe alte lucruri și pe alte căi, mai ales pe bază documentare, că s-au dat la iveală foarte multe documente din arhivele postei securități și acum cercetătorul istoric are acest avantaj că poate sta și pe documentul scris. A fost atât de cutremurat de ceea ce a auzit și a văzut cu ochii lui, încât când s-a eliberat din închisoare, în ciuda riscului pe care implica acest lucru, vreme de vreo 3 ani de zile a continuat să cerceteze fenomenul, încercând să găsească și alți oameni care trecuse la Pitești și eventual să-i eliberase, încercând să vadă cum se reflectau lucrurile în presa vremii. Sigur, la vremea aceea, în libertate, era foarte greu să ajungi la niște documente. Iar orice, mă rog, umbre de interes pentru aceste lucruri, care erau absolut necunoscute opiniei publice, nu? Reprezentau caz de închisoare. Dumitru Bacu are șansa că reușește după această perioadă de informare și în închisoare și în libertate să plece în Occident. Și în clipa în care ajunge acolo, asta a fost grija lui prioritară, să-și ducă la capăt această carte mărturisitoare, care e scrisă, redactată efectiv, cam între 1958 și 1962. În 63 are ocazia să o publice în limba română, la Madrid. Aceasta este ediția Princeps, practic de negăsit astăzi, și pentru faptul că a apărut în exil, și pentru faptul că a avut un tiraj limitat, e destulă vreme de atunci, mai mult de o jumătate de veac, deci, cartea a avut șansa de a fi tradusă în 1971 în engleză, și foarte multă lume a ajuns să cunoască fenomenul Pitești pe această cale. Tot în anii 70 ea a fost citită în serial la postul de Radio Europa Liberă. Și deci a fost cartea care a deschis drumul literaturii închisorilor, dar a fost și prima mare atenționare a opiniei publice europene asupra monstruozităților care se întâmplă în răsărit.
și pe care lumea occidentală le-a ignorat. Iar în clipa în care le-a auzit, a avut nevoie de foarte, foarte multă vreme ca să le și creadă că s-a adevărat. Și astăzi Occidentul se îndoiește atunci când aud de ce s-a întâmplat în Răsărit și au impresia că Răsărită nu oarecum umflă realitatea ca să facă impresie. Lucrurile sunt atât de monstruoase încât omului occidental care n-a trecut pentru astfel de teroare istorică îi pare pur și simplu de necrezut să pot întâmpla astfel de lucruri. Dar nu numai occidentalul rămâne perplex, ci chiar întreaga lume, chiar lumea care a trecut prin comunism, pentru că nicăieri n-a mai existat un fenomen echivalent putești. Nici măcar în Rusia. Poate, știu eu, un comunism, să zic așa, exotic, nu ce-o fi fost în China sau în Cuba. Sigur că peste tot comunismul s-a impus în teroare. Iar, mă rog, prigoana desfășurată de serviciile secrete comuniste și urmate la arestări de închisori, de asasinate, au fost exercitate în Germania Democrată și până în Albania, să spunem. Nicăieri însă, fenomenul nu a luat proporțiile din România, au existat atâtea închisori politici, atâtea deținuți politici și mai ales asemenea metode diabolice, cum au fost cele utilizate la Pitești. Rămâne o enigmă. Cum a ajuns să fie instrumentat acest experiment? În mintea cui s-a născut prima oară, cine i-a dat cu adevărat impulsul? Cine a moșit experimentul? Să spune că, mă rog, sigur, organele Partidului Comunist, care erau cele mai abilitate la vremea respectivă, Ministerul de Interne, Securitatea proaspăt înființată, locotenenții de la Moscova, de la Kremlin, care, de fapt, tăiau și spânzurau aici, pentru că în prima lui față să nu ne împătăm cu apă rece, comunismul românesc a fost pur și simplu, nu? Instrumentat de la Moscova. Foarte târziu, el ți-a căpătat un anumit grad de independență față de Kremlin. Când e vorba de ruși, să evocă numele unui psiholog rus, Makarenko, cel care a scris monstruosul poem pedagogic și care a fost primul care a supravegheat în proaspătea Uniunii Sovietice niște lagăre de concentrare pentru delinvenții adolescenți, aplicând niște metode din astea fioroase și, în general, metoda Makarenko înseamnă exercitarea permanentă a terorii asupra individului, până când individul, nu, se depersonalizează și devine un simplu organ reprezentativ al masei care răspunde, practic, teleghidat la comenzile ideologice. Pentru că asta e monstruos în fenomenul Pitești. Nu s-a încercat numai pedepsirea unor oameni care greșiseră din punctul de vedere al comunismului. Nu s-a încercat numai, știu eu, pedepsirea lor fizică. S-a încercat desființarea lor sufletească. Și nu numai atât. Deci, nu era de ajuns ca tu, persoana cu tare sau cu tare, să-ți faci mea culpa. Ceea ce se numea demascare. Sigur, ăsta era un prim pas foarte important. Demascare însemna să spui ce ai făcut și ce n-ai făcut. În general, ce convenea regimului. Și oamenii inventau ca să dea apă la mâna acestei anchete fantasmagorice. Știau că anchetatorilor le face plăcere să audă anumite lucruri. Și atunci le inventau și le spuneau, cu gândul că în felul acesta mințind, nu? Considerându-se că au recunoscut și că au spus adevărul, vor fi puțin ușurați la acest mecanism al terorii. Au ajuns oamenii să spună lucruri absolut abracadabrante. Despre ei, despre familiile lor, despre cercuri de prieteni, despre oameni pe care i-au cunoscut și oameni pe care nu i-au cunoscut. E un fenomen absolut unic. Până de multe ori, sigur că există și o largură, ca să-i spunem așa, mai hazoasă a situației. Să știți că mulți dintre cei care își aduc aminte, dintre mărturisitorii acestui gen de literatură, nu și-au pierdut umorul, în ciuda suferințelor în care au trecut, și evocă astfel de situații cu oarecare umor.
Unul a declarat, pur și simplu, la un moment dat, că, într-adevăr, el era un moșier, un reacționar absolut, și că avea obiceiul ca în fiecare dimineață să sugă sângele unui copil. Anchetatorul tâmpit, executantul imediat, l-a crezut. Sigur că superiorii și-au dat seama că îl bate joc de el sau nu mai au luat seama. Dar s-a ajuns până aici. Că... nu se știe exact care a fost contribuția personajului sinistru, contribuția inițială, vorbesc, numit Eugen Țurcan. Pentru că tot acest fenomen al Piteștiului și tot acest ciclu al reeducărilor a pornit cu acest personaj în frunte, Eugen Țurcan. Probabil cel mai monstruos personaj care a făcut vreodată umbră pământului românesc. E greu de crezut că a fost, cred că era drag închelițat. Eugen Țurcan, născut în 1925, fost simpatizant al mișcării legionare, n-a avut când să fie legionar, că era prea tânăr, a cochetat cumva după 1940 cu frățile de cruce. Bine, asta era ceva, să zicem așa, curent în epocă, mai ales la tinerii care erau în ultimii ani de liceu sau în primii ani de facultate să se apropie de aceste rămășițe ale mișcării legionare, pentru că mișcarea legionară fusese de fapt, ea însă lichidată. Se poate spune că Ion Antonescu în 1941 a reușit să scoată mișcarea legionară de fapt după scena istoriei. Dar subzistau, nu? Anumite rămășițe și subzistau, mă rog, un anumit ideal pe care mulți îl însușiseră și au încercat într-o formă sau alta să-l ducă mai departe. Și sigur că această, știu eu, gardă legionară a fost extrem de fermă în înfruntarea cu nou regim comunist și dar deja odată consumată istoria interbelică, odată instaurat comunismul, accentul s-a mutat foarte mult pe politic, pe moral, pe spiritual, pe duhovnicesc. Nu mai era o înfruntare politică. Era deja mult mai mult decât atât. Lucrurile aproape că trecuseră în metafizic și mistic. Și o să vedem care este dimensiunea creștină a acestei înfruntări. Eugen Țurcan s-a pus la dispoziția represiunii comuniste. Cât a fost inițiativa lui personală, cât a fost solicitat de oamenii pe care îi cunoștea, pentru că Țurcan era un caz interesant. El, după 1944, a fost mai cazul lui, s-a dat imediat cu comuniști și a încercat să facă carieră pe linie de partid. A cunoscut personaje importante din lumea comunistă. Îi pusese prezentat și Anei Pauker personal și se pregătea să fie numit într-un post diplomatic la Moscova. Când deodată cineva care probabil că nu suferea, a dat pe față ca plus legionar. S-au produs dovezile respective și din proaspăt aspirant la o înaltă carieră politică sub comuniști, a fost vânt în închisoare și condamnat la 7 ani. Și Țurcan a crezut că punându-se la dispoziția organelor de represiune comuniste și făcându-le jocul, va reuși să scape de pedeapsă și mai ales să dovedească că el de fapt este un fidel al comuniștilor. Iar ca să realizeze acest lucru, s-a dat înapoi de la nimeni. În orice caz, el este în fruntea celor care încep acest experiment în închisoarea de la Suceava spre sfârșitul anului 1948. Acolo se fac primele tatonări. Și când și-au dat seama că, mă rog, cam cum se pot aplica lucrurile în realitate, nu? Țurcanul și echipa lui a fost mutată la Pitești și la Pitești au fost aduși în general acolo din mai toate închisorile de pe teritoriul României, tinerii, cei mai mulți legionari, n-au fost mai legionari, dar majoritatea conducitoare legionari, și mai ales tinerii care erau ori absolvenți de teologie, ori studenți teologi încă, ori oameni care își mărturisiseră în mod ferm și plățiși credința creștină. Pentru că una dintre obiectivele fundamentale era numai să te dezici de lumea veche.
pe ceea ce numeau ei, mă rog, capitalism odios, cum o șiri, cu chiabunii, trebuia să te zici de Hristos. Ateismul era mai important în mentalitatea acestor oameni decât orice altceva. Nu? El era bomboana de pe coliba materialismului dialectic. Deci oamenii ăștia sunt adunați la Pitești și supuși unui regim de teroare zi de zi și ceas de ceas, ca să se lepede de Hristos, ca să întineze propriul lor trecut, să se lepede de absolut toate credințele anterioare, dar apoi să-și incrimineze propria familie. E cutremurător ce au putut să declare oamenii sub teroare despre părinții, despre surorile, despre frații lor, numai din dorința că de a șușura cumva această suferință, pentru că își închipuiau că dacă spun niște lucruri care convin anchetatorilor, atunci vor beneficia de un regim mai ușor. Numai că, într-un fel, așa era. Deci, în clipa în care ai spus tot ceea ce aștepta celălalt de la tine, era o primă fază, era ok. Ce urma însă, nu era că, mă rog, te pune în libertate sau îți dă un regim mai convenabil și, sau te ține deoparte. Nu! Urma ca tu însuți să devii reeducator. Și te duci la prietenul tău cel mai apropiat și să aduci în situația de a mărturisi și el, așa cum ai mărturisit tu. Și dacă nu se lasă convins cu vorba, atunci îl convine cu ciomagul. Au fost oameni care și-au bătut la sânge cei mai buni prieteni. Au fost oameni care, au fost rude care s-au bătut între ele. Unchi de bine nepoți care și-au bătut unchi. Frați care și-au bătut, mă rog, frate, așa mai departe, chestii groaznice. Pentru că asta era, de fapt, adevăratul semn că te-ai reeducat. Nu că te-ai înjosit pe tine, ci că reușești să-l tragi și pe celălalt și nu oricum. Nu rundul cu vorba, ci rând cu bâta. O să spuneți, cum se poate rezista la așa ceva? Nu știu cum au rezistat oamenii ăștia, un lucru e cert. Și asta au mărturisit toți cei care au trecut în Pitești. Nimeni n-a ieșit din Pitești fără să fi făcut așa ceva. Nimeni n-a reușit să reziste acestei terori până la cap. Decât cei care au avut șansa de la Dumnezeu să moară. Era o mare dorință, n-aveau mijloace de la îndemână să se sinucidă. Era o permanentă dorință. Au încercat metodele cele mai fantasmagorice de a lua viață. Dar erau foarte grijuliți torționarii să nu le lasă această posibilitate. Pentru că era singura manieră de a scăpa. Altfel, până la urmă, chiar dacă te încontrai și căutai să reziști, rezistai. Eu, o lună, două, trei, până la urmă, nu mai mergea. Pentru că nu, omul are niște limite. Omul e om. Niciodată umanul, în decursul istoriei, n-a mai fost supus unui asemenea regim și mai ales cu asemenea întindere de timp. Cert este că încet, încet au început să transpire în afară informațiile, a început să afle lumea ce se întâmplă la Pitești. Și atunci regimul a început cumva să devină stânjenit de acest fapt. Mai ales că deja transpirase lucrurile și în străinătate, să cerea socoteală. Regimul comunist ținea foarte mult la imaginea lui de principialitate în ochii publicului larg și prost. Adică trebuia să să creadă că, într-adevăr, regimul comunist e un regim umanitar, democrat și așa mai departe. Ori, transpirând monstruțețele la Pitești, știi că îi se strica încet, încet imaginea. Și atunci, care a fost rezolvarea pe care a găsit-o partidul? Sacrificarea lui Țurcanu și a echipei sale, pe care i-a făcut sacri spășitori a întregului fenomen, deculpabilizându-i de fapt pe cei care au avut cu adevărat puterea în Ministerul de Interne, în organele de securitate și care sunt adevărați vinovați. Pentru că dumneavoastră trebuie să recunoaște că au fost ministrii de interne ai vremii respective, începând cu Teohari Georgescu, Bură Tescovici, pe numele lui adevărat, Alexandru Nicolski, pe numele adevărat Boris Grünberg,
Pandiușa Bodnarenko, Pantelimon Bodnarenko, și așa mai departe, ucrainean de origine. Deci oamenii care chiar au avut funcții și care au dispus. Eugen Țurcan, oricât de monstruos a fost, a fost numai o unealtă. E adevărat, o unealtă care a făcut toate eforturile să fie unealta perfectă. Și care și-a creat o echipă de torționari care au fost chemați să dea socoteală împreună cu el într-un proces care s-a făcut în Piteștiului. În 1953-54 a fost prima lui fază și apoi s-a reluat în 1957 sau cu ultimii care mai scăpat să zicem așa nejudecați. Și în 1954 Țurcan este condamnat la moarte și împușcat. Sigur că aici există speculația că de fapt n-ar fi fost împușcat Țurcan și cumva a trimis Uniunea Sovietică și făcut pe acolo pierdut. E greu de presupus, n-avea niciun interes partidul. Mai degrab avea interesul acesta să scape în mod urgent de el, ca să-i închidă gura și în același timp să dea un exemplu, tipurile de, știu, o sancționare fermă a unui rău care a scăpat de sub control. Cum a explicat comuniștii această uriașă minciună, această uriașă scenară? Că Eugen Țurcan ar fi fost, de fapt, omul strecurat în închisoare, care, răspunzând comenzilor legionare venite din Occident, de la Horia Sima personal, ar fi organizat tot acest experiment monstruos ca să compromită Partidul Comunist. Și totul niște lucruri incredibile. Sigur, sunt eroare, oamenii au declarat astfel de lucruri. Există documentele publicate la editura Vremea, Memorialul Ororii se numește. Sigur că sunt foarte greu credibile, pentru că toate fiind luate sub o asemenea teroare, e greu să pui bază cu adevărul celor declarate de unul și de altul. Dar, mă rog, de pildă, ordinele ar fi venit scrise pe izmenele unuia Iosif, mă rog. Și legionarii au încercat să compromită dinăuntru comunismul. În felul acesta obțineai și efectul de a lovi principalul adversar, nu? Resturile mișcării legionare care erau ferm anticomuniste și, în același timp, dacă te culpabiliza tu în ochii lumii și a arătat că, de fapt, partidul nu înțelege astfel lucrurile și că, în general, din penitenciar are cu totul alte baze umaniste și așa mai departe, în care se urmărește numai un fel de redresare ideologică, fără mijloace violente și așa mai departe. Că lucrurile n-au fost nici pe departe așa, aproape de nici mai trebuie demonstrat. Iar proba cea mai puternică este că reeducarea vor mai continua. Sigur, nu în formele extreme de la Pitești, dar imediat după Pitești, Țurcan a fost trimis la Gherla și de acolo a fost el arestat și scos de pe scenă. Dar la Gherla a încercat să aplice aceleași metode. Și marele vis al lui Țurcan era să ajungă la Aiud. Pentru că ce se întâmpla? La Pitești, la Gherla, erau tineri. La Aiud erau seniori. Visul lui Țurcan era să ajungă să-i reeduce pe seniorii României interbelice. Era pur și simplu un personaj demon. E, despre Țurcan sunt foarte multe relatări în această carte. Ale oamenilor care au avut direct de-a face cu el. Și e cutremurător ce veți citi în ea. Pântre acești reeducați, trecut în Pitești, s-a numărat și Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa.